Mănăstirea la Inici este singura din județul Gorj care își va putea asigura energia electrică. În curând va fi pusă în funcțiune o microhidrocentrală construită chiar în apropiere de mănăstire, fiind menită să asigure curentul electric schitului și bisericilor ce aparțin mănăstirii la Inici. Comisarii Gărzii de Mediu Gorj au efectuat în aceste zile o evaluare a tuturor microhidrocentralele existente pe raza județului Gorj, inclusiv a celei de la mănăstire. Echipele de control au vrut să afle dacă acestea sunt conforme cu noile cerințe, având în vedere că multe dintre ele au fost construite pe vremea comunismului. Ne-am canalizat controlul spre a constata dacă în aceste condiții noile reglementări, noile acte normative apărute în materie de protecția mediului vis-a-vis de ariile protejate concură cu aceste funcționări ale acestor microhidrocentrale. În județul Gorj pot să spun că nu sunt probleme din punct de vedere al respectării legislației de mediu a acestor microhidrocentrale și nici a studiilor de evaluare adecvată făcute ulterior apariția acestor noi reglementări. Avem o microhidrocentrală în construcție, practic în faza de punere în funcțiune, aparținând mănăstirii Lainici. Practic nu este nici o microhidrocentrală, este un fel de generator având o capacitate mult diminuată sub 100 de kW. Ea nu intră în sistemul național, asigură doar uzul intern a ceea ce se numește mănăstirea Lainici. Va fi pusă în funcțiune după ce se vor obține autorizațiile de la autoritățile de apă și cele de mediu. În prezent, mănăstirea Lainici primește curent electric de la o gară din apropiere și mai mereu au probleme cu întreruperile de energie electrică.